se dă frumoasă din nou faza. Hoțoi, excelent, Codreanu, șut și sare mingea în poartă. 2-1. Iarăși cu puțină șansă s-a împiedicat în propriile picioare acolo portarul Brodocului. Cei drept a fost prins pe contrapie și un nou gol marcat de fuștii jucători ai Brodocului. Hoțoi cu pasa și Codreanu cu golul după ce Dumea marcase primul gol.